partea asta este o incintă de bas cu două excursion de 10 inch. Două stații, una care amplifică basul și cealaltă medii și înalte. Aoleu, super, tare! Vă salutăm din nou, prieteni! Suntem, bineînțeles, la garaj. Astăzi o să ne ocupăm să montăm navigația, sistemul de infotainment pe mașina noastră de proiect, acest BMW E46 Coupé. Aici avem navigația, acum o scoatem din cutie. Navigație dedicată pentru acest model de mașină. Ok, și aceasta este navigația care urmează a fi montată pe mașină. Avem și telecomandă, user manual. Bun, și să ne apucăm la treabă. Deci, trebuie să demontăm unitatea originală a mașinii jos, ca să punem navigația nouă. Pentru aceasta trebuie să dăm jos trimurile acestea. Începem cu cel mare, de aici. După care o să demontăm și bucata cea mică, pe deasupra sistemului de... Ce sistem este asta? Sistemului audio a mașinii? Sistemul de manele a mașinii. Bun, și hai să dăm trimurile jos. Pentru a avea acces mai ușor la unitatea audio mașinii, trebuie să dăm jos și trimurile acestea de pe consola centrală. A trebuit desfăcute două șuruburi, unul în partea asta, unul în partea cealaltă. Și cred că mai avem două acolo sus. Sau nu? Cred că mai sunt două. Mai avem două șuruburi acolo sus, ca să iasă și bucata aceasta. Deconectăm mufa de la brichetă și mufa de la SC și trimo a ieșit jos. Bun, și acum avem acces liber la unitatea audio mașinii. Avem două șuruburi, unul în partea aceasta, unul în partea cealaltă. Le-am desfăcut, tragem ușor și unitatea a ieșit relativ ușor din locul dedicat. Deci, după ce am demontat casetofonul mașinii jos, urmează să dăm și sistemul de climatizare, climatronicul. Acesta este prins și în carcasa de deasupra. Pentru a lua jos avem nevoie să desfacem cele două șuruburi care îl țin. Unul este aici, unul în partea cealaltă. Cred că va trebui date jos și gurile de ventilație. Doar se trage așa ușor în sus și gurile ies. Am reușit într-un final să scoatem și sistemul de climatizare al mașinii afară. Deconectăm mufile și totul este gata. Pregătim locul pentru a instala navigația nouă. Și am ajuns la momentul demontării carcasei. Aceasta se ține tot în două șuruburi, dreapta, stânga. După cum vedeți, acum le dăm jos. We'll be right back.
mașini, primul lucru pe care l-am făcut a fost alegerea mufei. Avem două tipuri, pe noastră E46 până E39. Noi avem mufă ca și la E39, nu l-avem așa ca și la E46. Dar în rest ele sunt la fel, doar ce diferă este strict poziționarea pinilor. Deci nu o să folosim pe aceea, o să folosim pe aceasta de E39. Avem mufa care merge la unitate, alimentare, sunet și așa mai departe, și avem o mufă care merge în acest modul, un decodor de cambus pentru E39, E46. Acesta ne va ajuta să vedem câteva din funcțiile mașinii sau parametri în timp real. O să vedem după ce pornim navigația cum funcționează. Aici avem niște fire adiționale pentru diferite chestii, activare de cameră, marșalier și așa mai departe, pe care noi nu o să le folosim. Deci aici avem partea de alimentare și partea de cambuz. Mai departe avem antena radio pe care o vom mufa la o unitate aici. Avem acest mic adaptor care se pune aici, atunci antena mașinii vine legată de acest adaptor pentru a avea și radio. Mufa neagră o vom pune aici, cum spuneam, alimentare și așa mai departe, da? Ne asigurăm că este închisă, ok? Mai avem două USB-uri și un, probabil o intrare audio, pentru care avem cabluri aici. Avem două USB-uri, da? Le putem prelungi până în torpedo sau până unde se dorește. Și avem de asemenea și un alt tip de antenă radio, da? Care noi nu o să folosim. Avem de asemenea și mănunchiul acesta de fire care ar veni pus aici. Avem ieșirile la subwoofer, cameră, față, spate, auxiliare și așa mai departe. Dar deocamdată nu le vom folosi. Cine știe, poate pe viitor ne vom folosi și de acestea. Aici avem antena GPS a modulului. O să scoatem, de asemenea o să o lipim undeva în bord. Desfacem acest căpăcel de plastic și avem mamă, tată, doi conecturi foarte simplu de montat. Se poziționează peste el și strângem acest șurubel. Și acum ce ne rămâne de făcut este să facem un mic test, să vedem dacă navigația funcționează. Pornește. Aici avem un meniu pe care îl putem configura. Vedeți că așa funcționează. Trebuie să le reconfigurăm un pic pentru a avea control asupra zonei acestea de pe volan. Volum mai tare, mai încet, răspuns telefon, așa mai departe. Selectăm pur și simplu butonul și apăsăm butonul dedicat. Încercăm și navigația. Moscova, ok. Mergem la Moscova. Final destination 5. Okay. Înainte de a monta navigația în bord, trebuie să desfacem aceste două șuruburi, care sunt de la mecanismul de anti-shock. Ok, am scos cele două șuruburi. Mecanismul anti-shock este activ și vom trece la montarea navigației mai departe în bord. Prima dată vom lipi antena GPS, da? Dăm această parte jos, avem aici o bandă dublă adezivă și găsim un bord, un loc care are o aderență destul de bună și lipim antena acolo.
Acum ne ocupăm de relocarea panoului de climă, panoului de climatronic. Am scos deja firele prin locașul acesta, am eliminat spațiul de depozitare pentru că să putem să punem acest panou de climă mai jos, datorită faptului că navigația este acum a 2 din și este mai mare și nu mai are loc acolo. Și prieteni, am terminat de montat și navigația pe mașină. Cam așa arată. O să facem câteva probe să vedem cum funcționează. O să încercăm să ne legăm și cu telefonul prin Bluetooth. Putem și suna, formăm numele. Nu suna. Ok, și încercăm să sunăm. Mi-a apelat, este momentan ocupată. Vă rugăm, reveniți. Prieteni, navigația este montată pe mașină, mai dăm câteva probe, să vedem cum funcționează, dar între timp avem și un musafir la noi la garaj, un prieten de-al nostru a venit la noi în vizită să îl ajutăm cu ceva, îl ajutăm cu paravânturile la uși, față, la el la mașină, o să vă prezentăm imediat și mașina lui. Ok, și Alex a ajuns deja la garaj. Alex este și el pasionat de mașini, are un canal de YouTube. O să vă lăsăm canalul lui în descriere, se numește Despre Mașini cu Alex. Are o mașină destul de bine întreținută, foarte frumoasă. O să vedem și ce modificări a făcut la ea, o să ne prezinte el imediat. Salutare tuturor! Deci este vorba de un Passat B6 din 2009, sfârșit de 2009 producția. 2 litri de 170 de cai, cod motor CBBB, în versiunea Sportline, asta înseamnă că e un pic mai lăsată. Ce modificări i-am făcut eu? Cele mai multe sunt în interior. Exteriorul este unul cât de cât clasic. Ce anume? Fețele de uși sunt una de B7 cu lumina ambientală. La partea de bord, grilele au fost schimbate cu unele tot de B7, ce au partea aceasta iluminată, butoane cromate. Volanul a fost înlocuit cu unul de pe un Scirocco sau Golf GTI. Ceasurile sunt cele cu care a venit mașina. În mijloc, ceasul analogic e pe un Passat B7, iar mai jos este panoul de climă, tot de pe un Passat B7, 2012. În spate, la fel, fețe de uși de Passat B7, cu perdeluțe. Scaunele sunt aceleași cu care a venit mașina, doar tetierele le-am mai schimbat eu tot cu unele de B7. După care, în portbagaj, aici este partea cea mai interesantă. Eu am schimbat tot ce înseamnă boxe în mașină și cabluri, iar partea asta este o incintă de bas cu două excursion de 10 inci. Două stații, una care amplifică basul și cealaltă medii și înalte. Iar materialul acesta este un material insonorizant, care l-am folosit pentru întreaga podea a mașinii și fețele de uși, portbagaj. Da, și ne-ai făcut foarte curioși să vedem cum se aud boxele tale, cele noi. Hai să facem și o probă audio. Aoleu, super, tare! Pentru cei care vor să știe și niște cifre, tot sistemul este undeva calibrat la 1000 de W. Mai mult incinta de bas are undeva la 700 și restul sunt difuzoarele din uși. Cam așa. Super, super, tare de tot. Mă bucur că vă place. Și dacă vreți să vedeți mai multe despre mașina lui Alex, o să vă lăsăm și linkul în descriere. Intrați să vedeți și pe canalul lui. Acolo o să vedeți toate modificările aduse de el mașinii. Dacă tot a venit la noi, nu pierdem timpul degeaba. O să vă arătăm exact de ce a venit și ce trebuie să-i facem lui la mașina astăzi. O să ne explice mai mult el.
Deci problema este cu aceste paravânturi, pentru că eu mi-am înlocuit oglinzile cu unele ce au pliere electrică și din cauza paravânturilor nu se pot închide complet și lovesc în ele. Așa că vom face un mic traforaj, în, o decupare în partea aceasta și atunci oglinzile nu vor mai avea probleme să se închidă din telecomandă. Ok, și am rezolvat și problema paravânturilor de la Passatul lui Alex. Când se închidea oglinda, atingea un paravânt aici, așa că i-am făcut o tăietură ca totul să funcționeze perfect și oglinda să se plieze la locul ei. Hai să facem o probă. După cum se vede, totul este ok. Hai. Proprietarul este mulțumit? Foarte mulțumit. Super! Și cam acesta a fost și videoclipul de astăzi cu montarea navigației pe BMW 46 Coupe. Mulțumim pentru vizionare. Dacă v-a plăcut, dați un like. Dacă nu, dați un dislike. Pe noi ne găsiți și pe Facebook, Instagram, TikTok. Până data viitoare, noi vă salutăm. Vă urăm toate cele bune. Ne vedem la următorul videoclip. Pa, pa!